felul în care noi trăim uneori unele experiențe foarte intense, pe fondul unei anumite pătrunderi în spațiul interior al conștiinței, adeseori noi remarcăm prin diferență, pentru că, mai ales în etapa de început, noi nu avem cum să recunoaștem decât numai prin diferență. Și de foarte multe ori, experiențele spirituale mai profunde, care ne și captează în interior, când revenim după o astfel de experiență, sesizăm o altă percepție temporală. Uneori poate să fie o percepție mai scurtă temporală. Alteori poate să fie o percepție temporală mai lungă. Depinzând foarte mult de experiența care are loc în acea meditație. În general, un om care nu a meditat, de exemplu, cred că vă puteți da seama că, nefiind obișnuit poate cu o postură de meditație, cu asta fără să facă mai nimic, cu ochii închiși, unii ar putea spune, mi s-a părut o veșnicie. O veșnicie. Cât a durat? 10 minute. Nu știu, mi s-a părut foarte greu. Wow! Deci, unii pot să spună așa. Da. Alții, după ce revin din acea meditație, pot să spună, da. De ce? De ce ne-a oprit? Păi au fost 2-3 minute. Da. Ce face diferența? Accesul nostru în aceste dimensiuni lăuntrice. Gradul nostru de conștiință. Cuplajul la gradul nostru de conștiință. Sigur, este foarte important aici să ajungem să explorăm cât mai mult. Da? Exact precum un explorator al naturii sau al muntelui. Vedeți, experiența lui directă este cea revelatoare. Da. El a avut timp. A acordat timp experienței cartografierii unui traseu. A trecut pe acolo, a reluat, a desenat la diferite momente din zi. A pus niște indicatoare. A notat toată experiența sa de acolo. Da. A oferit niște recomandări. Poate ulterior celor care se aventurau pe acel traseu. E, până la urmă, vă spun, totul se simplifică foarte mult, acceptând simplu că este vorba de experiență. Așa cum suntem motivați să experimentăm pe aici, pe acolo, tot felul de lucruri, natura umană poate este greu să se deschide spre un nivel al experienței spre care încă nu se poate orienta neavând repere. Da? Neavând repere. Dar, de exemplu, dacă cineva ți-ar spune că dacă ți-ai cultiva vocea într-un anume fel, cântând în fiecare zi o mantră, ai putea să vezi că vocea ta și-ar da drumul, că structura de putere, de forță, de energie corespondentă acelui sunet matric s-ar trezi și din ce în ce mai multă energie, suflu, viață, în planul acela, ar avea loc. Deci, la un moment dat, această experiență are de-a face cu experiența ta directă. Sigur, când vei culege apoi și aplauzele faptului că ai putut pentru prima oară să cânti un cântecel frumos, experiența bucuriei că ai primit, sigur, confirmarea faptului că ai reușit pentru prima oară să cânti un cântecel frumos, fără să mai ai emoții, în fața mai multor oameni, această experiență te va umple de bucurie. Din acel moment, tu ai reușit să elimini blocajul care te gâtuia și te făcea să tremuri, să ai un nod în gât când
cineva spunea, hai să cântăm. Vedeți? Până la urmă este experiență directă. O să ne gândim, bine, nu mă interesează să cânt. Bun. Nu vreau să cânt și nu am chef. Ai liberul arbitru să o faci. Sau să vrei să cânt. Folosesc aici un limbaj metaforic. Deci, luați-o în sensul în care aveți toată libertatea de a vrea să mergeți mai sus, pe octava existenței, a trăirii, a armonizării ființei, sau nu. Deci aici, fiecare dintre noi suntem proprii noștri, să spunem așa, stăpâni. Și am fost dintotdeauna. În primul rând că, făcând-o, veți simți că mai multă frumusețe pătrunde în viața noastră. Mai multă coerență, armonie, farmec și surprize binefăcătoare vă vor colora existența. Și viața se îmbogățește cu semnificație, cu semnificație simbolică. Învățând să deșifrezi misterele acestei naturi interioare. Ca orice călătorie, vă spun că sunt și zone în care trebuie să pătrunzi curajos. Unii oameni rămân foarte mult să chibițeze de pe margini dacă acel navigator va trece sau nu de valurile furtunoase și de stâncile care sunt în această strâmtoare. Și vor sta pe mare. Se vor întreba, oare va naufragia sau nu? Dar adevăratul naufragiat, să știți că este cel care rămâne la țărm. Neajungând niciodată să călătorească liber în furtună, pe valuri, pentru a-și dirija, pentru a învăța să dirigeze cu măestrie propria embarcațiune. Așa că orice s-ar spune, până la urmă, în toate cărțile, în toate conferințele, în toate seminariile, nu reprezintă nimic altceva decât o hartă care nu este tot una cu teritoriul, nu este tot una cu experiența directă.